Bună seara! Suntem din nou la podcastul lui Damian și vă mulțumesc foarte mult. În seara asta am un invitat extrem de important și special. Este unul de puținii oameni din România care, nu numai că m-a impresionat, este o tobă de carte, este, după părerea mea, un geniu și am mare onoare să l-am invitat pe profesorul, doctorul Adrian Cranta. Bine te-am găsit, bună seara tuturor, mă bucur că ne revedem și în condițiile acestea și aștept cu interes să vedem cu ce subiect vii. În primul rând vreau să întreb, Adrian, ce ești? Sunt viață. O viață, sunt informație, sunt o oglindă a divinității, cum de altfel suntem toți. Noi toți suntem copiii lui Dumnezeu, copiii stelelor, suntem ființe vii, înainte de toate, bulgări de viață. Cine ești, Adrian Cranta? Sunt un cumul de experiență din această viață și din nu numai, un cumul de experiențe care sunt subordonate unor scopuri clare, cu care m-am întâlnit de multe ori și nu numai în viața aceasta. Când ai început să simți în copilăria ta, sau la ce vârstă ai început să simți această deschidere spre, nu spre tot ce faci în ziua de astăzi, că este foarte complex, dar spre acest drum, drumul tău? Calea asta. Cred că aveam vreo 4-5 ani și deja lucrurile mi erau destul de clare, pentru că exista o diferență destul de mare între preocupările copiilor cu care mă jucam și tendințele mele, căutările mele pe care le urmăream zi de zi. Crezi că fiecare, dacă ne știm cum să, mai ales la vârsta aia, bineînțeles, mai târziu pierdem asta, știm cum să intrăm în contact cu intuiția noastră și cu sinele nostru superior, putem ajunge la această lumină care să ne arate, de fapt, pentru ce am venit aici? Eu cred că fiecare om are o perioadă de claritate, în special în primii ani de viață. Cred că contează foarte mult unde ne naștem, familia, dar mai cred că contează foarte mult și ce am făcut în alte vieți. Cu alte cuvinte, sunt convins că am mai trăit de multe ori și că cumva, într-un fel sau altul, noi ne-am mai văzut. La ce vârstă ai început prima oară să experimentezi sau să lucrezi cu oameni cum Valeriu Popa sau alți oameni sau oameni care a început să te direcționeze spre calea asta? Primele preocupări de a începe să citesc, să fiu informat, cred că 7-8 ani, dar datorită faptului că unchii mei, familia mea era foarte interesată de latura aceasta spirituală, anume yoga, zen, ocultism, deci cred că mediul a fost cel care a influențat foarte mult. Și de ce nu, bunica mea, care cumva era a treia generație de vraci, ca să zic așa, și ea a transmis foarte mult către toți, dar ca și semințele, nu toate încolțesc la fel. Ea a fost cea care aș putea spune că a fost primul profesor, după care au urmat ceilalți unchi și apoi oameni din afară, au fost oameni care predau arte marțiale. În perioada lui Ceaușescu a găsit un loc unde să înveți arte marțiale și unde să înveți lucruri legate de partea spirituală, era o chestie extraordinară. Prima persoană sau primul guru, primul profesor care te-a făcut total să vezi lucrurile diferite, la ce vârstă? Cred că aveam 14 ani și eram
foarte interesat. Au fost până la 14 ani, au fost o mulțime de întâlniri cu oameni extraordinari. Deci, mi-aduc aminte, în 77, la librăria Eminescu se vindea cartea lui Tufoi, Yoga, Izvor de Sănătate. Și mi-aduc aminte că stăteam la coadă, eram copil, ca să zic așa, stăteam la coadă și mă gândeam să-i cer ceva care să mă ajute pe întreaga viață. Și când mi-a venit rândul, am plătit cartea și la un moment dat s-a uitat la mine și a zis: o să scriu ceva, că s-ar putea să nu țin minte, care să te ajute toată viața. Și eu am rămas așa, am zis: wow, exact la asta mă gândeam. Și Nicolae Constantin Tufoi a fost unul dintre cei mai mari specialiști în yoga, apoi a plecat în Bahamas și apoi în Statele Unite și încă este viu, încă trăiește, dar a fost un om care el a ajuns într-o situație dificilă, având poliomielită, deci un început de paralizie, cumva a reușit, datorită unui profesor de-al lui doctorul Aurelian Petrescu, să obțină primele inițieri în yoga și apoi să obțină o bursă prin ambasada Indiei, să plece în India, la Rishikesh, în Institutul Sivananda. Acolo a reușit să își pună sănătatea la punct, a stat 2 ani de zile și, bineînțeles, să devină unul dintre cei mai faimoși instructori din Europa de Est și unul dintre cei mai apreciați în Statele Unite. El acolo s-a întâlnit cu profesorul lui, cu Vishnu Devananda, și, bineînțeles, au conducrat la sistematizarea unor programe pentru cei din America. Însă, de-a lungul vieții au fost foarte mulți profesori, până când, într-adevăr, profesorul meu de arte marțiale, Gicaru Nistor sau Gheorghe Nistor, unul dintre cei mai buni experți în arte marțiale pe care România i-a avut, pe care îi are, a reușit să aprindă mine niște scânteie ale cunoașterii pe care până atunci nu le vedeam. Și mi-am dat seama că trebuie să înveți să te lupți ca să nu lupți, trebuie să înveți să cunoști ca să nu ai nevoie să fii subjugat de cunoaștere. Și după care, bineînțeles, a urmat o serie de profesori, dar a urmat o întâlnire spectaculoasă cu Valeriu Popa, care, într-adevăr, a fost, aș zice, un mare insight în viața mea. Încă de când studiam cu el, în perioada lui Ceaușescu, începusem să fiu deschis foarte puternic, începând cu 1984, spre practicile taoiste interne. Aș putea spune că în perioada aceea despre Tao, România nu se știa decât că există o carte, Tao Te Ching, și cam asta era tot. Ei bine, în 84 aveam să întâlnesc prin intermediul, hai să zic așa, festivităților culturale româno-chineze la Floreasca, oameni care practicau Qigong, care practicau arte marțiale și, bineînțeles, care demonstrau și dansuri populare de ale lor. Însă, când am început să predau Tao, era în 90 și toată lumea spunea Tao. Tocmai asta ai găsit să predai, nimeni nu știe ce e asta până la urmă. Deja atunci începusem să studiez puternic sistemul lui Mantak Chia și apoi a apărut internetul și ușor, ușor am reușit să îl contactez și am reușit să clarific foarte multe din învățăturile pe care le preda. Mai târziu aveam să mă întâlnesc fizic cu el și să studiez, să organizez foarte mulți ani pentru el, începând cu 2001 la Hotel Marriott. A fost o festivitate extraordinară
Și cu adevărat a fost extraordinar, pentru că era chiar în zi de Paști. Adică noi aveam două zile în turneul mondial pe care îl aveam, aveam două zile, sâmbătă și duminică. Era sâmbăta dinainte de Paști și Paștele. Și toți prietenii mi-au spus, o să fiți doar trei, invitatul tu și translatorul. Așa că nu văd să ai vreun mare succes. Cu toate acestea, cea mai mare sală de la Marriott a fost full. Deci sala de bal Constanța a fost full și a fost un succes extraordinar. E adevărat, până la acest eveniment am studiat cu mulți profesori chinezi, dar o întâlnire extraordinară cu o magnitudine fantastică a fost o profesoară de Tai Chi chinezoică, care era și om de afaceri, în 1995, și de la care am învățat pentru prima dată unul dintre cele mai puternice sisteme de Qigong, Jineng. Mai târziu aveam să conștientizez că era de fapt vecină cu fondatorul acestui sistem, adică Dr. Pang. Dr. Pang, ca să înțelegeți, în China e privit ca un fel de tezaur cultural, adică un om care se naște cam la 4.000 de ani. El a revoluționat întreaga gândire chineză și, în special, având o pregătire în domeniul medicinii occidentale, dar și în domeniul medicinii chineze, a putut să facă o aliniere perfectă și să fructifice toate descoperirile occidentalilor, să le alinieze cumva la acest tezaur de cunoaștere multimilenar al Chinei. De-a lungul vieții au fost foarte, foarte mulți profesori. Gheorghi Lozanov, foarte mulți profesori, adică ar trebui să discutăm foarte mult despre asta, dar acum, în prezent, aș putea spune că da, sunt trei mari dimensiuni care au rămas și continui să lucrez în viața mea, anume partea legată de practicile taoiste interne și partea legată de medicina energo-informațională, și ai avut prilejul să vezi o mulțime de lucruri extraordinare, dar de asemenea cercetarea extraordinară pe care o fac cei de la Viena, de la Institutul de Biocibernetică din Viena, profesorul Egetberger, anume tehnologia PC Power, această tehnologie care a ajutat extraordinar de multă lume în Statele Unite, în Europa, în Africa, Asia, pentru că este exact ceea ce omul are nevoie acum. Pentru că noi acum trăim o perioadă ultra-rapidă, ca să zic așa, foarte rapidă. Nici nu ne dăm seama când e dimineață, când e seară și se acumulează foarte mult stres. Și atunci, da, noi avem nevoie de a pune lucrurile să lucreze pentru noi. Adrian, o întrebare pe care mi-o pun foarte mulți fani, sau cum pot să le spun, al podcastului este: cum putem să ne ridicăm conștiința? Vorbeam acum ceva timp cu cineva și spunea, dacă ai conștiința ridicată, orice vine spre tine, poți să gestionezi foarte ușor. În primul rând, haideți să definim împreună omul, conștiența, sau mai bine zis, conștiența conștientă a conștiinței. Dacă vorbim de conștiință, noi vorbim de simțire. Și oameni, diverse popoare, au dezvoltat diverse grade de simțire. Și noi vorbim de simțirea corporală, vorbim de această conștiință ca de un fel de al șaselea simț. Dar până la al șaselea simț, noi avem cele cinci simțuri primare și prin antrenarea lor, noi putem să dezvoltăm această simțire. De exemplu, mergem într-un loc în care doi oameni sau trei oameni au admirat ceva extraordinar. Și când ei au admirat, ei au ridicat extraordinar de mult vibrația. Ei au plecat de acolo. Nu există decât locul gol. Și când noi ajungem acolo, dintr-o dată ne simțim, wow, și aerul și totul, parcă extraordinar.
mergem într-un alt loc în care oamenii s-au certat. Au fost doi care s-au certat, sau trei, și noi n-am văzut locul acela. Dar când ajungem acolo, deși nu mai este nimeni, imediat simțim o strângere. Haideți să vedem că sigur s-a întâmplat asta în viața noastră. Am fost în locuri, în case, în care am simțit că parcă trăiam acolo de mii de ani. Era o adevărată chimie. Și am fost în case în care, când am simțit, mă gândeam, bun, cât mai stau aici, când plec, cât de repede pot să plec. Și asta este. Deci noi avem această conștiență. Conștiența noi trebuie să o antrenăm. Pentru că conștiința este capacitatea de a hrăni conștiința. Ce este conștiința? Conștiința este acel observator din tine care are clar scopurile definite, el observă fluxul de informații adus de conștiință și le subordonează unui flux informațional care să susțină conștiința prezentă, trează aici și acum. Acum ce observăm? Că în această poveste mai intervine a fi conștient. Omul este conștient vizual, omul este conștient auditiv, omul este conștient olfactiv și omul devine conștient că toate simțurile lui ajung la o fază de fuziune, nu mai sunt în delay, pentru că mulți oameni, pe măsură ce ei sunt stresați, toate simțurile intră într-un fel de delay, de decalaj. Dacă ți-aduce aminte, când eram noi și priveam amerom-ul și vorbea speaker-ul și s-auzea la 2-3 secunde, s-auzea vocea. E, când toate simțurile noastre se focusează pe aici și acum, atunci noi devenim conștienți și un grad mare de conștiență, de simțire conștientă. Și această simțire conștientă hrănește conștiința. Și o să-mi zici, bun, dar mai simplu, ce-i conștiința asta? Când o ai și când nu ai? Când te părăsește și când vine așa ca un insight, ca o iluminare? Oamenii fug de ea. Oamenii fug de conștiință, pentru că conștiința vine cu responsabilități, conștiința vine cu amintiri, conștiința, când nu poate, aduce pe fratele ei mai mare intuiția. Intuiția este dincolo de conștiință, este supraconștiință. Și atunci, când oamenii au niște programe negative, niște atașamente, niște adicții, la un moment dat conștiința vine și spune, dar nu e bine pentru tine, nu te va crește. Și tu ești supărat. Da, dar mie îmi place asta. Dar în spatele acestui lucru, mie îmi place asta, de fapt, este fuga de responsabilitate. Este fuga de reproșuri. Este fuga de necunoscut. Este fuga de a fi tu aici și acum. Și oamenii fug de momentul prezent. Și cum fug ei? Cum fac treaba asta? Simplu. O mulțime de alimente care produc adicții și care își taie efectiv curentul ca să poți să ții conștiința trează, deschisă. Și aici ne referim la alimente, nu doar ferește băutură, droguri sau ceva, chiar mâncare, nu? Nu, chiar mâncare. O mâncare, cu cât este mai veche, cu atât își creează mai multe probleme cu conștiința. Pentru că un om, e un citat al lui Mircea Eliade în Secretul doctorului Honenberger, o carte extraordinară pe care o recomand, e fantastică. Și ce spune acolo? Spune că încă de la început spune așa, că îți vei da seama de nivelul conștiinței unui om după modul cum se va comporta sau va reacționa. Dacă cumva îl atingi pe pantof, poate nu va reacționa, dar cumva îl ating la nivelul șoldului sau mâinii, poate nu va reacționa, și chiar să pui mâna pe umărul lui, poate nu va reacționa, dar în momentul când atingi fața, urechile sau capul, instant va reacționa. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că noi nu avem o conștiință a întregului.
cumva noi ne-am refugiat aici în această cameră de gândire. Și noi, prin toate practicile pe care le facem, nu zic doar de practicile taoiste, toate practicile spirituale urmăresc refacerea întregului, uniunea minte-corp. Și de fapt, de aici pleacă toată povestea noastră, pentru că oamenii nu au această uniune. Și ai fost la mine și ai văzut diverse device-uri și diverse sisteme de antrenament al acestei uniuni minte-corp. Și nu e chiar așa ușor, pentru că începi a relua, a recăpăta forma ta a conștiinței și a conștiinței tale originare, este o muncă de dezvoltare. În fapt, toate practicile urmăresc două lucruri în prima fază. Să-ți dezvolți conștiința pentru a trece dincolo de conștiința colectivă. Dacă în perioada lui Ceaușescu cumva te lua gura pe dinainte și spuneai, știi, eu simt energia, simt ciu, ei spuneau, mă, voi simțiți careva? Nu. Băi, băiete, ești cu o lămpiță aprinsă, ai grijă. Ce înseamnă asta? Avem o conștiință colectivă și atâta timp cât ești în această conștiință colectivă, e ok. Ai relații ok cu oamenii, dar nu poți să ajungi la tine. Ca să ajungi la tine, trebuie să-ți depășești această conștiință colectivă, adică să urci un pic deasupra. Exact cum frumos ai spus, cum ne ridicăm conștiința, cum ne ridicăm vibrația, cum ne ridicăm conștiința. A ajunge să simți lucruri pe care de obicei oamenii nu le simt. Există ceva fabulos aici, anume, la nivelul pielii, noi avem 5 mecanisme senzoriale, de la mecanismele Golgi, Puccini, Ruffini și așa mai departe. În momentul în care noi lucrăm cu noi, facem tai chi, facem mișcări foarte lente, noi devenim dintr-o dată conștienți de toată această senzorialitate a noastră, a corpului nostru. Și ne refacem harta senzorială corporală. Când noi pierdem această hartă, noi atunci devenim obosiți. Și ce facem? Mergem la un masaj și vine masorul, ne face masaj, de fapt transferă de la el energie în noi. El va fi lihnit de energie, dar tu vei fi bine cumva, vei recăpăta cumva forma. Pentru foarte puțin timp. Exact. Pentru că, pe urmă, trebuie din nou să vii să plătești. Adică, cumva, ești dependent de un peste în loc să înveți să pescuiești. Deci, este important să învățăm singuri să dezvoltăm această energie. Acum, când noi am înțeles că trăim într-o conștiință colectivă, adică un palier social de senzorialitate, atunci, deja, noi facem următorul pas. O masă mare de oameni are o conștiință colectivă. Jung spunea subconștientul colectiv. Are un rol important acest subconștient colectiv. Dar această conștiință colectivă e o problemă. Pentru că dacă vei rămâne ancorat doar în această conștiință colectivă, atunci tu nu poți să ajungi la marile valori. Pentru a face pasul ăsta, cumva trebuie să te ridici deasupra nivelului conștiinței colective. Adică trebuie să vrem mai mult decât majoritatea oamenilor. Ce vor oamenii? Casă, masă, pat, distracție. O siguranță, un confort. Da, adică baza piramidei lui Maslow. Piramida lui Maslow. Cu cele 5 lucruri de jos. Exact, dar numai cele de jos. Puțin ajung să urce, la să self, urce. Actualizezi. Exact, exact. Deci, pentru a ridica vibrația, noi trebuie să refacem palierul de valori. Aici este, de fapt, marea bătălie. Refacerea palierului de valori. Cum se face lucrul ăsta? Prin atenție. Toată această bătălie a mediei este pentru atenția noastră.
De fapt, toată bătălia umană, televiziuni, radiouri, media, absolut tot, este pentru a ne ține captați cu atenția spre o singură direcție. Dar noi trebuie să ne gândim că dacă, cum a spus foarte frumos un mare profesor, Ghencea, un neurofiziolog rus, a spus că el a dezvoltat extraordinar de mult tot palierul de teste pentru antrenarea cosmonauticilor, pentru antrenarea oamenilor care merg în condiții speciale supraumane. Și el a spus așa, că casa, masa și patul reprezintă 5% din această plăcintă a vieții. Și că, de fapt, noi trebuie să începem să cunoaștem celelalte 95%. Deci, ca și concluzie, ce vedem? Trebuie să dezvoltăm conștiința. Conștiința este influențată extraordinar de mâncare, de aer, de apă. Este foarte important să înțelegem lucrul ăsta. Dacă noi avem o mâncare curată, proaspătă, cu un potențial electric ridicat, atunci conștiința noastră este foarte activă. Ceea ce înseamnă că și conștiința va fi foarte activă. Pentru că conștiința este mecanismul prin care aducem un flux de informații către conștiință. Conștiința noastră, la baza cea mai primară, la o formă ca pentru copilaj, cum putem noi să o antrenăm? Dacă noi stăm pe un scaun și pur și simplu ne ascultăm, vom observa că apar trei tipuri de gânduri. Și de aceea noi numim această practică structurarea minții. Primul tip de gânduri este că, deși noi acum suntem în studio și vorbim, primul tip de gânduri vin gânduri despre mare, despre munți, despre... Și noi spunem, nu e cazul, nu avem nevoie de așa ceva acum. Vin, să zicem, o mulțime de lucruri care să ne atragă, să ne scoată din prezent. Și noi spunem, nu e locul vostru. A doua categorie de gânduri sunt gândurile care vin și zic, dar ce cauți tu aici, dar nu e locul tău aici, dar nu meriți, dar sunt gândurile sabotoare. Gândurile astea sabotoare le spunem, dar nu e locul vostru aici, nu e timpul vostru acum. Pa! Al treilea tip de gânduri este un tip special de gânduri, pentru că aceste gânduri recunosc progresele. Adică, uite, astăzi ești mai bine ca ieri, ești cu mult mai bine decât acum 5, 10, 20, 30 de ani. Da, veniți încoace, astea sunt bune, astea mă susțin. Astea îmi dau un itinerar. Adică, de unde vin, unde sunt și unde vreau să ajung. În același timp, mă aduc în poziția în care să caut să răspund la cele trei mari întrebări. Cine sunt? De unde vin? Unde mergem după ce terminăm aici? Mulțumesc frumos! În încheierea acestui lung capitol despre conștiință, de aici se trage și această definiție în psihoterapie care vorbesc cu oamenii despre disociere. Disocierea între cap și corp. Da. Da. Este o observație extraordinară. Am studiat 5 școli antice. Toate aceste 5 școli, deși sunt din zone diferite, au primii 3 pași aceiași. Zice că primul pas este ca mintea noastră, inima noastră și sexul nostru să devină unite. Adică toate, devenind un tot, au un singur interes. Nu au interese diverse. Nu se plimbă ca niște conducători, azi vine A, mâine B, păi mâine C. Nu. Când ele sunt unite, atunci noi suntem cu o singură voință, o singură credință, un singur scop și o singură imagine. Al doilea, aceasta e mica uniune pe care noi trebuie să o facem. Și a doua uniune este
că noi trebuie să integrăm mintea cu sufletul și cu trupul fizic. Și asta iar este importantă, pentru că noi observăm acum oamenii aleargă prin parc, dar ei au niște căști care poate unul ascultă conferințe, poate alții ascultă muzică. Cumva nu îi ajută prea mult. Poate îi ajută la început să demareze, dar pe urmă ei când aleargă trebuie să înceapă să-și coordoneze activitățile fiziologice. Mișcarea coordonată cu respirația, coordonată cu emoția, coordonată cu gândul, coordonată cu comunicarea. Un om stă în țara lui, un alt om stă în orașul lui, un alt om stă în casa lui. Cel mai mare nivel de complexitate este cel care stă în țara lui, dar umblă peste tot. Deci el are schimburi cu foarte multe zone, cu foarte multe paliere de cunoaștere, foarte multe obiceiuri. Omul care stă în oraș, da, și el face lucrul ăsta, dar la nivel de oraș. Omul care stă în casa lui, face și el lucrul ăsta, acum poate mai dă drumul la un telefon, poate, dar nu putem compara pe niciunul din cei trei cu un om care a mers în multe zone ale pământului. Și bineînțeles că este important să avem schimburi informaționale, schimburi de energie cu mediul, cu diverse țări, cu diverse orașe, cu diverse obiceiuri. Cum s-ar spune, să ne înnobilăm. Și asta e important. Deci, pentru noi, este esențial să înțelegem că avem prima uniune în care mintea, inima și sexul au câte o ambasadă în celelalte două părți. Dacă noi învățăm cum să schimbăm energia mentală cu energia emoțională, cu energia sexuală, să creăm câte o ambasadă a fiecăruia în toate aceste trei centre, atunci noi suntem deja pe drumul cel bun al acestei prime uniuni. A doua uniune presupune ca mintea să integreze corpul împreună cu sufletul. De aceea Tai Chi-ul, Qigong-ul este extraordinar pentru că pune accent pe această integrare. Am oameni care au stat o perioadă destul de lungă în state, în Marea Britanie, în Spania și se întorc înapoi, dar se întorc cu foarte multe supărări, suferințe. Deci îi întreb, dar de ce sunteți supărați? Pentru că voi ați plecat acolo ca să vă faceți o situație, să studiați, să acumulați o averă. Și vă supărăm. Zice, da, când eram tineri, noi am plecat acolo pentru așa ceva. Dar am observat că noi suntem încă neîmpăcați cu noi. Nu sunteți fericiți. Nu știu, dar am încercat să fiu fericit. Și am încercat diverse substanțe, am încercat diverse mâncăruri, am încercat diverse relații, dar nu sunt fericit, spuneau ei. Și atunci eu le zic că ne naștem în dragoste și dragostea, în prima parte a vieții, noi credem că ne va aduce această fericire. Și noi experimentăm dragostea și la un moment dat ne dăm seama că parcă nu ne ajută. Și zicem, în mod cert, dezvoltarea aceasta materială, bani, partea financiară, ne va face fericiți. Și omul se canalizează pe această direcție și după un timp câștigă, are tot ce vrea, dar tot e nefericit. După un alt timp își zice, am investit tinerețe, am investit energie, timp, sentimente, idealuri. Și totuși sunt nefericit și am pierdut sănătatea. Acum gata, știu ce mă face fericit. O să mă ocup de mine, o să mă duc la sală, o să fiu atent cu mâncarea, cu alergările, îmi fac un program și voi fi sigur fericit. Și sunt oameni care fac lucrurile astea și vin la mine și îmi zic, știi, fac toate lucrurile astea, dar încă sunt nefericit. Și eu zic, este normal. Toată lumea trece prin așa ceva. Dar dacă tu ai venit la mine
înseamnă că ceva de acolo, din spatele tău, sună la tine, te-a ghidat, ca să ajungi la mine să afli că fericirea, adică acea împăcare cu tine, acea stare de bine fără niciun motiv, apare numai în momentul când începi să practici ceva care să dezvolte natura spirituală a ta. Deci va să zic așa? Da. Și oamenii încep. Și prima dată încep această practică a uniunii și zic, ai scăpat de atâtea dependențe, am scăpat de atâtea fluturi, mă simt bine. Cum să încep să învăț a doua parte? A doua parte înseamnă să te unești în mișcare, mintea, sufletul și trupul. Și îi învăț diverse mișcări și dintr-o dată se produce acea uniune, minte-corp. Și îi zic, wow, extraordinar, am atâta libertate în suflet, în minte, nu am dependențe atât de multe. Și zic că acum vreau să mergem să studiem al treilea pas. Toți acești trei pași sunt la început. Și al treilea pas este cum să-ți extinzi conștiența. Majoritatea oamenilor au studiat, Herbert Benson și foarte mulți oameni de știință au studiat, au observat că cu cât omul este mai în suferință, mai adictiv, cu atât conștiința lui este mai în interiorul corpului. Și au mai studiat, au văzut că dacă omul poate să se extindă conștiința, mintea, în tot corpul, au observat că dintr-o dată partea de adicție scade. Și apoi au observat că dacă ei pot să se extindă mintea în jurul corpului, dintr-o dată se întâmplă ceva. Se schimbă vibrația. Deci ăsta e modul de a ridica vibrația. Da. Eram înclinat la un templu. Antrenamentele erau foarte dure. 22 ore pe zi. 22 ore, 4 ore erai lăsat de capul tău să dormi. Restul, meditații, mișcare, tot antrenament. Și erau niște călugărițe care aveau 80-90 de ani și mi se părea extraordinar ce mobilitate aveau și cum se mișcau, jucau basket, făceau niște mișcări extraordinar de elastice. Și la un moment dat, o călugăriță mi-a zis, tu, atâta timp cât te gândești că tu ești trup de carne, nu ai cum să reușești. Tu trebuie să te gândești că ești trup de lumină, trup de energie, corp de energie. Și atunci deja ai început să reușești. A fost așa ca un mare ajutor. Și am zis, wow, asta trebuie să fac. Și apoi am învățat cum să fac lucrul ăsta. Adică cum să-mi setez mintea, sunt cele 8 setări care sunt întâlnite în practicile tibetane. Mult timp am avut de-a face cu practicile tibetane, cu budismul, dar în cele din urmă m-am regăsit în taoism. Iar în taoism, când am început să învăț despre aceste 8 setări, am văzut că mintea începe să se disciplineze. Și am zis, wow, sunt ca 8 chei care le bagi într-un mare șef și dintr-o dată se deschide această poartă a cunoașterii. Și când începi să-ți extinzi mintea, o extinzi din ce în ce mai mult, dintr-o dată tu începi drumul ca să-ți ridici vibrația. Frica, teama, suferința, fuga de sacrificiu, fuga de durere, fuga după plăcere, toate acestea te adâncesc în acest corp de carne și nu te lasă să-ți ridici vibrația. Și odată ce începi să extinzi mintea, ai umplut corpul, ai învelit corpul, ai umplut camera, ești dincolo de cameră, ești peste orașul tău, peste țara ta, peste întregul pământ, până la lună, până la soare, până la carul mare și dincolo de car. Stau în ordine. Și te extinzi, te extinzi, te extinzi. La un moment dat, toate acestea apar niște fantasme. Dar
tu știi, am foarte multă aparatură care verific, pentru că conceptul meu este că tot ce poți măsura, poți controla. Și de aceea spun, pune lucrurile să lucreze pentru tine. Deci când începi să-ți extinzi mintea, deja începi să-ți ridici vibrația. Adică spiritul este deasupra materiei. Aici vreau să spun două întrebări, te rog. Într-una. Da. Sunt, și vreau să răspund și la prima și la a doua. Unu, am observat și știi că am făcut asta. Sunt a treia oară acum. Postul negru te ajută foarte mult să-ți ridici conștiința. Este corect. Pentru că te depărtezi de materie. Și doi, de ce ne îmbolnăvim? Și în acest capitol aș vrea, de ce ne îmbolnăvim? Și prima dată ne îmbolnăvesc gândurile și adicțiile noastre, dependența noastră în vibrația și conștiința joasă și după aceea se îmbolnăvește corpul. Deci, postul negru, foarte frumos l-ai definit. Pentru că oamenii audă foarte mult, foarte multe tipuri de post. Post intermitent, post de apă, post de mâncare, post de zi, post de dulce. Dar postul negru presupune că în acea zi sau în acele zile nu vei mai aduce un aport alimentar. Vei bea apă. Și întrebarea este ce se întâmplă când faci lucrul ăsta? Corpul nostru secretă niște enzime, iar enzimele astea se ocupă de spargerea legăturii moleculare a nutrienților, transformarea lor în energie și informație pură. Dar dacă noi nu aducem hrană, ce vor face aceste enzime? Aceste enzime vor sta, sunt ca niște copilași de astea care bat în farfurie, că vor mâncare, și vei simți. O zi, poate două, poate trei, dar după care ele zic, stăpânul nu vrea să ne dea nimic, trebuie să ne descurcăm pe cont propriu. Hai să căutăm, să vedem ce dă rost. Și dintr-o dată ele se disponibilizează în corp. Toate lucrurile pe care nu le-ai digerat, care nu au fost metabolizate, încep să fie digerate și metabolizate. Deci ce se întâmplă atunci? O detoxifiere. Autofagie. Da, ajungem și acolo. Deci, în prima fază, ele, enzimele, încep să consume toate aceste resturi de mâncare care au rămas în corp. După care, în a doua fază, ele zic, bun, și acum ce mai mâncăm? A, mâncăm prima dată celulele care sunt moarte. Gata, pe astea le mâncăm. Apoi zic, bun, ce mai mâncăm acum? Alea care nu țin cu stăpânul. Se facă muncesc, dar nu muncesc. Gata, pe astea le mâncăm. Și ce mai mâncăm? Celulele care sunt deja îmbătrânite. Le mâncăm și pe astea. Dar de ce le mâncăm? Păi ele țin loc ocupat. Dacă le mâncăm, va fi un loc vacant și va veni o nouă celulă tânără, puternică și va face treabă bună. Și bun, ce mai mâncăm acum? Celule care se facă muncesc, dar nu țin cu noi, țin cu inamicul. Asta seamănă cumva cu ce spunea Valeriu Popa. Zice, ieșim din post. Și povestea undeva în Oltenia, când ieșeau din post, bunica întreba, ce găină tăiem acum? Și copiii știau. Cea care nu cotcodăcește, nu ouă, în care aproape noi nu știm că există, jos cu ea. După care zice, ce mai tăiem acum? Găina care cotcodăcește, dar nu ouă. Aha, jos cu ea. Ce mai tăiem? Găina care ouă cotcodăcește, dar ouă la vecin. Jos cu ea. Pe urmă, ce mai tăiem? Găina care face ouă, dar nu cotcodăcește. Și în final rămâneau doar găinile care erau armonizate cu stăpânul. E bine, la fel se întâmplă și în corp. Când noi facem postul negru și ajutăm acest post printr-o gândire de calitate, o muzică de calitate, o evacuare bună, colonic cleansing, curățarea colonică, periajul limfatic, băile de soare, băile de aer, dintr-o dată, noi producem o curățare fantastică pentru că cele mai bune enzime
sunt enzimele produse de corpul nostru. Și ele merg peste tot, curăță și dintr-o dată când au terminat cu toate, simt nevoia, gata, trebuie să ieși din post. Și vei ieși din post. Ce se întâmplă atunci? Toate celulele care au venit, ele sunt acordate cu tine și te susțin. Ce anume susțină? Conștiința. Prin ce? Prin claritatea conștiinței. Cum? Fiind mereu conștient. A fi conștient înseamnă a fi prezent. Aici și acum. Deci, postul negru este fantastic. Și postul intermitent e fantastic. Pentru că te ajută să nu mai cheltui atât de multă energie pe mâncare. Dacă vei mânca 3 mese plus 2 suplimente, practic nu știu ce energie mai rămâne ca să devii extra valoare, să poți să fii genial. Marile genii, mulți pe care i-am cunoscut, unii care au fost nominalizați la Premiul Nobel, au fost la mine acasă, am învățat de la ei, gen Patrick Flanagan și mulți alții, mâncau o dată de 2 ori pe zi. Și mereu întrebam, dar de ce? Zice, păi ce, pe pământul ăsta am venit doar să fiu rozător, trebuie să fiu și producător. Și da, postul negru este o cale foarte directă de a pune enzimele tale să facă curățenie și e ca un contabil, îți rezolvă toate dosarele, e masa goală. Iar a doua întrebare este foarte frumos. De ce, dacă ne îmbolnăvim, de ce boala prima dată apare la nivel de spirit și cu timpul ea ajunge la nivel de fizic? Am 2 răspunsuri aici. Primul răspuns este așa. Cum înțelegem boala? Când un om, chiar și ultimul om care n-are grijă de el, conștiința și conștiința este la ultimul nivel, el totuși atunci va avea primul contact cu realitatea. Boala are 6 grade. 6 grade. Gradul 6 este atunci când corpul se degradează, când toate aceste procese oncologice se dezvoltă în noi. Apar tumori, apare cancerul. Varianta clasică este operația, chirurgia, chimioterapia și așa mai departe. Mulți devin conștienți atunci că trebuie să facă ceva. Boala este cel mai bun prieten al nostru. Boala vine și ne spune, măi băiete, ceva nu e în regulă cu tine, ai scăpat ca în porumb, dă înapoi pe șosea. Și atunci ea îți dă niște semnale, fine la început, aproape că nici nu-ți dai seama, până când ajunge să-ți dea cu parul, adică faza numărul 6, oncologică. Dar cum ajungi la această fază de oncologie? Ajungi trecând prin faza numărul 5, care este simptomatologie. Te doare, te înjunghe, te strânge, îți ai o mulțime de simptome. Dar omul zice, lasă că le duc eu, nu nicio problemă, o chestie de moment. Dar lucrurile vor degenera. Aici, de obicei, omul apelează la produsele farmaceutice. Și zice, lasă, iau un algocalmin, iau un antinevralgic, iau un... E o păcăleală. Cum ajunge el în faza asta a simptomatologiei? Ajunge deoarece trece prin faza numărul 4. Faza numărul 4 este faza în care corpul se intoxică foarte mult. Acumulează foarte multe toxine. Iar omul dintr-o dată observă că nu se mai poate apleca cum se apleca odată, nu se mai poate lega la șireturi. Cumva mobilitatea și conexiunea cu harta corporală a lui începe să se subțieze, adică devine din ce în ce mai precară. Unii oameni se trezesc aici și zic, stop, trebuie să facem dezintoxicare, trebuie să facem postul negru. Și unii nu. Dar de ce ajung aici? De ce apar acele toxine? Toți în copilăria noastră am fost la bunici, poate am avut niște sobe. Am tăiat lemne, am băgat cărbun, uneori soba scotea fum. Și care era problema cu soba? Nu trăgea cursul. Și
nu era o ardere completă și apăreau multe rigiduri. Și le scoteai pe urmă, când scoteai cenușă, scoteai lemne nearse, bușten, cărbun nears. Oare de ce nu au ars? Și atunci este în faza în care zici, nu am o ardere completă, acumulezi reziduri. Deci, faza numărul 3, metabolic. Metabolismul nu lucrează corect. Și atunci tu te întrebi, dar de ce nu lucrează metabolismul corect? Păi nu sunt aliniat cu natura. Suntem noi păsări de noapte? Cumva societatea ne oferă și varianta asta. Dar dacă noi ne dăm seama că nu suntem prădători de noapte, atunci noi ne dăm seama că trebuie să ne aliniem cu somnul. Și așa cum ți-am arătat o mulțime de lucruri pentru care aparate care pot să stabilească dacă metabolismul tău este în acord cu natura sau este invers, este un metabolism inversat. Și metabolismul ăsta, dacă îl descompunem în două, avem anabolism și catabolism. În prima parte a zilei, până în 12, trebuie să domine anabolismul. În a doua parte, catabolismul. Dar dacă dominanța e inversă, dintr-o dată știu, înseamnă că te culci foarte târziu, 11, 12, 1, 2, 3 noaptea. Fantastic, dar de unde știi? Nu eu știu, uite, el știe. Și cum să fac să-mi reglez metabolismul? Primul lucru, reglează somnul. Tata, eu nu pot să dorm. Și cum să fac să-mi reglez somnul? Și asta va fi o întrebare la care voi răspunde mai târziu un pic. Deci, observăm că la această întrebare, de ce îmbolnăvirea apare de la spirit la fizic? Și observăm că la faza 3 noi avem probleme cu metabolism. Și atunci noi ne întrebăm de ce am ajuns aici? Pentru că la faza 2, realitatea noastră interioară, pe care noi o creăm, și realitatea exterioară în care noi trăim, nu s-au aliniat. Adică, o fată, în toi iernă, bate vântul, crivăț, frig, și o vezi plecând ca o lebădă, cu mijlocul gol, și poate o zi, două, vor fi ok zilele. Dar după un timp fata zice, mă doare mijlocul, mă doare spatele. Deci realitatea interioară i-a dictat să îmbrace într-un anume fel. Dar realitatea exterioară în care ea trăiește, o vroia altfel. Deci, în momentul în care cele două realități nu se aliniază, noi începem să avem probleme. Dar de ce avem probleme? Pentru că în faza 1 a bolii, noi avem o setare greșită a minții. Și acum tu o să mă întreb, ce înseamnă setare greșită a minții? Păi, credem că am venit la viață doar să ne distrăm, doar să consumăm. Dumnezeu sau Creatorul sau această civilizație ultra-avansată care ne-a creat pe noi a fost foarte deșteaptă. Dumnezeu a fost foarte deștept. A pus și durerea și plăcerea împreună și le-au amestecat. Și când omul începe să consume doar plăcere, doar plăcere, doar plăcere, doar plăcere, după un timp zice, stai un pic, băiete, că uite, te așteaptă și porția de durere. Și începi să ai durere multă, multă, multă. Și atunci, care este calea? Să consumi doar durerea sau doar plăcerea? Nu. Este ceea ce la noi în popor spune că noi ne naștem cu un ceaun de fiere cu o lingură de miere. Și că cumva munca noastră de dezvoltare spirituală, de a transforma fierea în miere. Deci, setarea greșită a minții. Și asta era ceea ce stabilea Valeriu Popa de la bun început, când un om zicea, vreau să țin post. Și Valeriu întreba, pentru ce vrei să trăiești? Ca să devin bogat, să fiu faimos, să-mi crești familia, să-mi văd copiii mari. Greșit. Asta face parte din un fundal. Tu pentru ce vin la viață? Păi nu știu. Păi vezi, boala asta a venit la tine
ca să-ți dea de înțeles că ai venit singur, că pleci singur și că, exact cum era cu Alexandru Macedon, zice, când voi muri, să fie mâinile la vedere, ca toată lumea să vadă că din tot acest imperiu n-am putut să înc. Ei, asta spunea și Valeriu Popa. Deci, iată această scară a îmbolnăvirilor. Și acum vii și spui foarte frumos. A, deci dacă noi ne dezvoltăm conștiența, nu trebuie neapărat să ajungem în faza 6 în care avem metastază sau nu mai știu ce formă, putem să sigizăm asta în faza 5 sau 4 sau 3 sau 2 sau 1. Exact. Deci, iată cheia cum să îți ridici frecvența de vibrație. Este foarte important. Vorbeam noi înainte de emisiune despre o perioadă când organizam mersul pe foc împreună cu un foarte bun prieten, Bruno, un om extraordinar care are atât de mult de spus la public. Și ce învățam noi acolo pe oameni? Învățam cum să-ți ridice vibrația. Să aibă o vibrație mai mare decât a focului. Pentru că dacă vei lăsa frica, vibrația va scădea. Dacă vei lăsa toate acele condiționări ale trecutului, vibrația va scădea. Cum faci să te pui la adăpost de aceste condiționări? Să fii prezent. Toate binecuvântările sunt pentru viitorul tău. Toate blestemele pot fi din trecut spre viitor. Dar nimic nu poate sta în prezent. În prezent poți să stai doar tu cu Dumnezeu. Acum revenim la somn. Trăim într-o perioadă în care toate lucrurile se mișcă foarte repede. Și putem spune că în ultima sută de ani partea biologică a fost depășită de partea tehnologică. Și oamenii ajung să fie atât de surexcitați și hiperexcitați, încât este foarte greu să-i calmezi. Și să-mi pun întrebarea, aha, deci noi avem partea de excitație și avem partea de inhibiție. Avem sistemul simpatic, sistemul parasimpatic. Cum putem face să existe un echilibru? Adică noi să avem telecomanda prin antrenarea tonusului vagal. Antrenarea tonusului vagal. Noi facem lucrul ăsta la modul simplu încă de când suntem mici. Când trebuie să ne facem temele, ne ia somnul, mergem, ne spălăm cu apă și dintr-o dată tonusul vagal crește. Ce cu tonusul ăsta vagal? Este rezultatul activității electrice a nervului cranian numărul 10, nervul vag. El se numește vag pentru că este cel mai întins nerv cranian. El pătrunde absolut peste tot. Și în momentul în care noi înțelegem că acel nerv este ca un părinte. Vrea să se îngrijească de tine, zice, ai mâncat, da, hai să te ajut să-ți faci digestia. Acum vrei să dormi, hai să te ajut să dormi. Deci, nervul vag. Când tonusul vagal e scăzut, este greu să dormi. Și atunci oamenii mă întreabă, ce-i de făcut? Pe de-o parte, poți să-ți cumperi un device care se numește PC Vagus Trainer, și să lucrezi cu el, dar dacă nu poți să-ți cumperi acest device, ce poți să faci? Ceea ce poți să faci este un lucru pe care n-am să-l uit niciodată, învățat de la primul profesor de arte marțiale. Mai târziu aveam să ajung în China, la Shaolin, să studiez acolo, dar asta e o altă poveste. Dar primul profesor mi-a spus așa, când voi vă antrenați și 3 ore dați tot ce puteți, transpiram foarte mult, 3-4 litri de apă. Era fantastic de mult, 3 ore erai rupt. Și el spunea, acum după ce sunteți obosiți morți, trebuie să faceți următorul exercițiu ca să reintrați normal.
pur și simplu vă întindeți și începeți să încordați pumnii, antebrațele, brațele, picioarele, toți mușchii corpului, până numărați la 10. Din ce în ce mai intens, încordat, 1, 2, 3, încordat, 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 și după 10, când tot corpul tremura de încordare, zicea, gata, dă drum. Făceai treaba asta de 2-3 ori și dintr-o dată toată oboseala pe care ai acumulat-o în antrenament dispărea. Plecam de acolo și ziceam, Doamne, dar parcă n-am muncit deloc. Dar când ajungeam acasă, somnul era extraordinar. Dormeam și ne odihneam. Deci iată că când avem o încordare destul de mare în corp și noi încercăm să o detensionăm, poate nu reușim. Ce e de făcut? Te încordezi și mai mult. O dată, de două ori, de trei ori, repeți. Și dintr-o dată în corp apare o detensionare bruscă la toate palierele. Și gata, se adorm. Sunt multe forme de a aduce somnul în viața noastră. Valeriu Popa spunea, compot fără zahăr din coji de mere Ionatan. Spel bine mărul, mărul din grădină, de la țăran și cozești și faci compotul acesta. Și bei seara. Pe la ora 8, băi, pe la ora 9, 9 jumate, 10, gata, tăia somnul. Pe atunci nu exista acest supliment numit melatonină. Acum există. Există foarte multe oferte. Dar una sau două ce se potrivesc. Și dacă vei regla partea cu melatonina, la fel, că mulți zic, dar am luat melatonină și n-am adormit. Eu zic, da, dar melatonina nu e un somnifer. Melatonina este un regulator al pinealei și după 10, 15, 20, 30 de zile, undeva acolo totul s-a reglat și dintr-o dată încep să dorm. Aha. Deci iată că și somnul este o evadare a noastră într-o altă dimensiune. Următoarea mea întrebare este asta. Mă tot vânează acest gând de ani de zile. Mm-hmm. Și aș vrea să-mi spui care este părerea ta sau din tot ce ai studiat, care este opinia ta. Mm-hmm. Tesla a spus că dacă vrei să știi secretele Universului, sunt două citate diferite, dar ăsta totdeauna mă gândesc la el, că totul este vibrație, energie sau frecvență. Așa este. Ce a vrut să spună? Când noi medităm, la început noi medităm, de fapt ne relaxăm ca să medităm. La un moment dat, când nivelul de meditație ajunge la să treacă de palierul de frontieră, noi avem acest palier de frontieră care se numește frecvență Schumann. Și paradoxal este că toate emoțiile bune, dragostea, iubirea, iertarea, onoarea, respectul, aprecierea, curajul, toate acestea, dintr-o dată când le evoci, te aduc în faza în care atingi frecvența de 8 Hz, 7,83. Aha. Și când noi coborăm în meditație și trecem de acest palier, frecvența de rezonanță a Pământului este 7,83. Și toată neurofiziologia noastră are ca sistem de referință această frecvență, adică undele delta și theta, și apoi undele alfa și beta, și apoi gamma. Și când noi facem dragoste, ne rugăm, medităm, toate procesele importante ale vieții ne aduc la 8 Hz. În momentul în care noi am atins acea frecvență de 7,83, începe procesul de rezonanță cu mama pământ. Dintr-o dată apare separarea. Fizicul e ca o mașină care ai parcat-o în garaj și tu ești energie, tu ești lumina, tu ești frecvență. Dintr-o dată
exact ce ai spus, că în timpul postului am observat că procesele de gândire sunt fantastice, devin uluitor de rapide, conexiuni foarte rapide. E bine, și în meditație, când noi atingem acest prag, dintr-o dată intrăm în rezonanță cu Mama Pământ. În drumurile pe care le-ai făcut în întreaga lume, în căutarea cunoașterii spiritualității și la samanii din America de Sud, de Nord și în Asia, pe oriunde ai fost, te-ai lovit de această mantră Aum, Aum, Om, Aum, Aum, Aum. Ce e cu ea? Când primele sonde spațiale au ajuns pe orbita Pământului, ele înregistrau exact acest sunet. Și dintr-o dată oamenii au zis, fantastic! Deci, călugării tibetani și toți mari inițiați lucrau cu această mantră ca să intre în rezonanță cu sunetul planetei Pământ. Când noi eram mici, luam un uiaț, ne roteam în jurul nostru și se auzea un sunet. Acest sunet apare datorită volumului planetei și vitezei de mișcare. Volumul planetei și viteza de mișcare se exprimă ca sunet și se exprimă ca frecvență. Când vin oamenii și spun, acum avem frecvența noua, frecvența Pământului, 103, să nu-i exagerări. Pentru că dacă s-a schimbat frecvența de rezonanță a Pământului, noi nu mai acipim la 8 Hz. Deja o să acipim la 14 Hz, la 17 Hz, undele cerebrale. Deci, cumva e de discutat aici. Așa că, revin și spun, noi suntem lumină, suntem frecvență, suntem energie. Dar ca să ne conectăm cu această parte a noastră, avem nevoie să coborâm în noi. Să trecem de acest palier de 783. Este un palier care se mai numește palierul creației. Când doi oameni fac dragoste și apare acea fuziune orgasmică, practic, ei creează un copil. Când apare acea creație, creația apare exact la această frecvență. Nu poate să apară la gamma, la frecvențe foarte, foarte, de exemplu, 30-60 de Hz. Nu. Atunci e o încordare. De aceea se spune, dacă vrei să ai copii, învață să ierți. Valeriu Popa spunea, am înțeles că vrei să faci copii și am înțeles că vrei să ții acest regim, dar dacă nu ierți, nu ai ierta și a nu uita, ai ierta și a uita, atunci n-ai cum să faci copii. Și eram așa. Doamne, dar cum poate să spună lucrul ăsta? Mai târziu, psihologia, medicina și toate aceste forme de cunoaștere, medicina energo-informațională, avea să-mi trimită multe răspunsuri, să înțeleg că omul avea dreptate. Deci, pentru a cunoaște exteriorul, trebuie să cunoaștem interiorul. Trebuie să ajungem la acea frecvență la care totul se schimbă. Schumann. Mulțumesc frumos. Cât de important este, că am înțeles că poate unul de cele mai înalte nivel de conștiință sau frecvență este recunoștința. Recunoștința este o energie de nivel foarte înalt. Anatomia subtilă a corpului este grupată în două mari părți. Corpul fizic, corpul eteric sau electric, corpul astral, emoțional sau sufletesc și corpul mental reprezintă o parte. Faza avansată este corpul cauzal. Începând cu cauzalul atmic, budic, spiritual, aceste corpuri superioare se hrănesc cu această energie înaltă a recunoștinței. Și este un lucru interesant pentru că noi trăim în România. Majoritatea suntem creștini. Și când cineva în familie moare, noi avem obiceiul să-i facem pomană. Și când îi facem pomană, căutăm
oameni care sunt în suferință, care au neajunsuri și cumva să putem să-i facem cadou ceva de care să se bucure. Când noi îi dăm de pomană o pereche de pantofi unui om descuț, o pereche de haine unui om dezbrăcat, o hrană unui om nemâncat, din el pleacă multă recunoștință. Și omul spune, Bogdan proste, să fie primit, să fie pentru sufletul celui pentru care face această pomană. Și din el pleacă acea recunoștință și hrănește sufletul defunctului. Nu, pomana nu este o întâmplare. Sau pomana făcută la cineva care are prea mult. Că nu o să aibă aceeași recunoștință. Un oameni au o situație interesantă. Nu au oameni care să vină după ei care să le facă pomană. Și atunci ei ce fac? Se duc și ajută mănăstiri, ajută oameni, ajută oameni amărâți, case de copii, case de bătrâni și fac pomana în avans. În avans. Dar această energie a recunoștinței este fantastică. Unul din maestrii mei spunea așa că când el era mic și învăța la templu, un călugăr senior a fost trimis în lume să ajute 3 ani de zile, să ajute oamenii, dar să nu ceară nimic. Și acest călugăr mergea și ajuta pe oameni și când îi vreau să-i dea ceva, el zicea, nu pot primi. Și o lună, un an jumate, 2, el a mers pe drumul ăsta. Dar la un moment dat, cineva a zis, dacă tu nu poți să-ți dau ceva, vreau să scriu pe roba ta o scrisoare de recunoștință. Și a scris unul, au scris 2, 3, 4, după 3 ani, 3 luni, 3 zile, se întoarce înapoi la mănăstire și îi spune maestrului, gata, am făcut ce mi-ai spus și nu am luat nimic. Și maestrul se uită la el și zice, nu te cred. Maestru, dar chiar n-am luat nimic. La care maestrul spune, întoarce roba și privește câte lucruri ai luat. Ia-o de la început. Și a plecat din nou în lume ca să facă din nou acel lucru. La un anumit nivel, când adun multă putere și trebuie să creezi corpul de lumină, ai nevoie de o extra putere care se numește puterea recunoștinței. Și pentru asta ai nevoie să ajuți mulți oameni și ei vor revărsa acest agent alchimic care va coagula acest corp de lumină al tău. De fapt, asta este partea ezoterică a recunoștinței. Și recunoștința este, ea locuiește în rinichii noștri. Și în rinichii noștri noi avem 2 tipuri de emoții. Frica, teama, agitația. În partea cealaltă avem recunoștință, blândețe, gentilețe, înțelepciune și credință. Și când noi lucrăm cu transformarea emoțiilor, noi transformăm frica, teama, agitația, recunoștință, blândețe, gentilețe. Și acum tu o să mă întreb, adică cum, credința nu stă în inimă, nu stă în cap? Nu. Recipientul este rinichiul. Și în medicina chineză, rinichiul este mult mai extins decât în medicina alopată. Adică rinichii inferiori sunt gonadele, ovarele la femeie, testiculele la bărbați și rinichiul propriu-zis. Împreună creează acest complex renal. Și de aceea multe scrieri vechi spune că pe drumul ăsta spiritual trebuie să cultivi energia sexuală și să hrănești spiritul. Pentru că energia sexuală este cea mai potrivită energie cu care poți hrăni spiritul. Iar dacă omul risipește mereu, spiritul ăla este în adormire. N-are cum să se trezească.
Dar, în esență, puterea recunoștinței a unui copil față de părinte, a unui părinte față de copil, a unui om față de un om, de un animal, de o floare, este extraordinar. Schimbă totul. Și acolo unde lucrurile aproape că nu s-ar schimba. Mulțumesc frumos. Știu că mă uit la alte emisiuni ale tale pe care le postez. Am fost la tine și ai atâta informație încât am avea nevoie de câteva zile să stăm aici. Dar vreau să te întreb ceva. Am văzut că și în ultimul timp ai vorbit despre longevitate. Da. Despre cum să stăm sănătoși și despre cum nu să oprim procesul de îmbătrânire. Cum să facem de așa natură încât să simțim energia în corp pe care o aveam poate mai tineri, poate încă o avem, dar prin anumite metode pe care noi, sau anumite adicții, am ajuns să nu mai ne simțim bine cu noi înșine. Și care ar fi câteva dintre modalitățile cele mai bune pentru longevitate și întinerire? Noi suntem... Întinerirea nu prin operații sau prin altceva, adică doar nu, să te simți. Nu. În primul rând, hai să definim împreună un cuvânt pe care sigur l-a auzit în America peste tot. Anti-aging. Anti-aging înseamnă a te vindeca repede. Anti-aging înseamnă a te vindeca repede. Adică, dacă s-a întâmplat ceva, corpul este capabil imediat să remedieze situația. Deci, ca să poată să facă lucrul acesta, are nevoie de 3 lucruri. În prima fază, cel mai important aliment, apa, o apă de calitate. O apă de calitate este o apă care, dacă folosim un multimetru, și să zicem, setăm multimetrul la 0-200 de milivolți, introducem cele două sonde în apă, vedem că apa are minus 22 de milivolți minim, în cel mai rău caz. Minus 30, minus 40. Deci trebuie să înțelegem că sănătatea umană, sănătatea corpului, se păstrează atunci când noi menținem acest palier electric de minus 22 de milivolți. Dar, ca să ne vindecăm, noi avem nevoie de minus 50 de milivolți. Iar ca să refacem organe și să ieșim din boli grave, noi avem nevoie de minus 90 de milivolți. Despre ce vorbim? Despre potențialul membranar celular. Și lucrul acesta era cunoscut în cele mai vechi timpuri. Un om, când atinge un alt om, se descarcă sau se încarcă. Este principiul vaselor comunicante. Acum, eu nu spun că noi trebuie să fim doar așa și să nu mai dăm noroc. Nu, eu spun că dimineața noi trebuie să ne facem plinul în așa fel încât potențialul nostru de adaptare să avem măcar 70-80, o valoare de până la 100%. Și când venim acasă, seara înainte de a parca mașina, adică de a intra în pat, când ne măsurăm, să avem, în cel mai rău caz, 38-40 potențialul, 40%. Munca mea cu oamenii a făcut că pe mulți i-am găsit în perioada de dimineață la 10%, 20%, 30%, iar seara 0,1%. Și atunci mi-am dat seama că acești oameni nu au cum să dezvolte putere, valoare și inspirație. Și atunci eu le spun, de ce mâncăm proaspăt? Mâncăm proaspăt pentru că aducem potențial electric în noi. Dar dacă nu, lucrul acela îl punem la frigider. Tu știi părerea mea cu frigiderele? Frigiderul e cel mai mare host de electroni. Și noi trebuie să înțelegem că nu suntem și nu vrem să trăim în această lume termodinamică.
am fost o baterie plină și cum ne descărcăm și ne târâm zilele de pe zi pe alta. Nu. Noi, de fapt, suntem ființe care se bazează pe transmutare. Și pentru această transmutare, noi avem nevoie de apă, avem nevoie de un potențial electric corect și avem nevoie de o sursă de proteine corectă. Și după 45 de ani, 40-45 de ani, capacitatea de asimilare a proteinelor scade cu 80%. Din cauza asta, corpul începe să se degradeze. Și tu o să-mi spui, da, lucrul ăsta se întâmplă și la cei care sunt carnivori și mănâncă numai proteine. Nu. Se întâmplă clar, pentru că nu e vorba de orice proteină. Ai nevoie de o apă curată, ai nevoie de o proteină curată, ai nevoie de grăsimi curate, dar dintr-o dată noi ne vedem invadați de grăsimi trans, adică grăsimi plastifiate, grăsimi hidrogenate. Ca apă, iartă-mă, ce apă ai recomanda? Sunt multe direcții. În 77 până în 2007 am mers foarte mult pe apa alcalină și am militat pentru așa ceva, pentru aparatură, într-o perioadă când nu se știa nimic în România. După care am optat spre apa biologică și anume spre sistemele Schauberger de prelucrare a apei. Schauberger, Victor Schauberger a fost un mare savant al lumii și el a spus așa, că dacă vorbim de cosmetice, trebuie să folosim doar ceea ce putem mânca. Dacă vorbim de apă, noi trebuie să procesăm apa așa cum natura o procesează. O apă prea rafinată, doar H2O, îți creează probleme. Adică dacă noi vorbim de abia apă distilată, noi vorbim de o apă care va scoate foarte multe minerale din corp. Apa distilată e atât de problematică încât dacă din greșeală își cade o picătură pe ochi, poți să orbești. Pentru că foarte repede elimină mineralele din zona respectivă. Deci, cel mai bine este să mergem pe conceptul nu rafinat. Mâncarea s-a rafinat, s-a ultra-rafinat și am ajuns într-un mare impas. Apa a început și ea, prin tot felul de tipuri de filtrare. De aceea, răspunsul este simplu. Aș merge pe apa urbană, de la rețeaua urbană, aș monta un filtru textil pentru impurități, aș monta un filtru pentru clor și un filtru carbon-argint. Dacă ar fi să mai montezi ceva, ați monta un sistem care merge pe filtrare magnetică și infraroșie, care să poată să reimprime corect vibrația naturală a Pământului. Ăsta ar fi sistemul. Nu pot să dau nume, dar am dat suficiente repere pentru ca omul să-și dea seama. Am testat foarte multe filtre de apă. Pentru că relația mea cu Patrick Flanagan a fost o relație foarte apropiată, în sensul că noi am fost implicați în cercetare. Patrick Flanagan a fost unul dintre discipolii lui Henri Coandă. Henri Coandă a studiat cele trei zone ale lumii, Hunza, în zona Columbiei și încă o zonă unde oamenii trăiau foarte mult. Și a văzut că apa juca un rol important. Dar ce a văzut la apă? A văzut acel cluster, a văzut acea structură a apei și a văzut acea bogăție de minerale și a scos în evidență apa de ghețar, care este o apă încărcată puternic cu minerale. Și mineralele joacă un rol important pentru longevitatea noastră. Deci, apa, proteina, poate fi, de exemplu, o proteină din cânepă, pot fi proteine vegetale, pot fi proteine animale, pot fi grăsimi, de exemplu, uleiul de cocos este extraordinar de bun și în cazul în care un om nu găsește alte grăsimi, untul natural, untul din lapte bovin, ovin, caprin,
dar unt făcut în casă. Ce e atât de spectaculos la untul de cocos și untul făcut în casă? Păi este spectaculos că el nu are nevoie de fier pentru a saponifica, pentru a emulsiona acele grăsimi. Ele sunt deja predigerate, intră în sistem, nu solicită ficatul, nu solicită vezica biliară. Și acum o să mă întreb și dacă o solicităm sau nu, ce contează. Dacă vezica biliară o soliciți prea mult, la un moment dat ea se va înfunda și vom avea probleme. Și noi vrem să curățăm vezica biliară. Dacă nu o soliciți deloc, atunci iar o să ai probleme. Cumva trebuie să găsim calea de mijloc. Deci să nu uităm, drumul către longevitate este un drum care merge prin intermediul transmutării. Noi suntem ființe care ne bazăm pe aceste procese de transmutare. Și potențialul electric, noi putem să-l refacem mereu prin această tehnologie PC Power. Sunt foarte multe pe care le puteți găsi pe net, foarte multe amănunte. Și e un început de drum pentru anti-aging. La asimilarea nutrienților. Pentru mult timp în state, și în perioada în care eram și eu, și tu știi foarte bine, și aici a fost informația în toată lumea, a existat pentru cei care practică yoga, pentru cei care practică diferite tehnici de spiritualitate, perioada vegană. Da. Pentru alții perioada lacto-vegetariană, pentru alții pesco-vegană, pentru alții dieta paleo, după care a urmat perioada Atkins, mă țin minte, doar cu proteină, cu bacon, cu ouă, care era un fel de keto. După care a venit iarăși perioada vegană și a juice-urilor și după care în ultimii ani a ajuns la ceea ce ai spus tu mai puțin mai devreme, perioada keto, unde poți să consumi destule grăsimi ca să poți să hrănești creierul, care consumă cea mai multă energie, dacă se dai grăsimile, dar nu trans, adică cele naturale. Proteină, grăsimi naturale, nuci, macadamia, Brazilian, MCT, uleiul de MCT. Mm-hmm. Întrebarea mea aici este asta. Ce recomanzi? Recomanzi un echilibru, așa cum am spus și eu într-un interviu. Noi dacă ne uităm și am urmărit cu atenție calendarul nostru creștin-ortodox, avem undeva la 230 de zile vegani. Mm-hmm. Recomanzi, sau cum era în termeni vechi, la tradiționali, așa cum noi aveam intermittent fasting în România, da. Oricum că noi nu mâncam toți românii până la ora 1 sau 2. Așa, același lucru și cu trezitul. Dacă faci în ziua de astăzi, dacă ești membru al clubului de 5 a.m., de 5, noi ne trezeam la 5. Și cu dușul rece. Noi ne spălam cu apă rece, că nu aveam apă caldă. Da. Deci toate lucrurile astea noi le aveam. Și ultima întrebare ar fi asta. Cumva, în acea perioadă unde cancerul, nu spun că era inexistent, dar era foarte, foarte jos din punct de vedere sondaje și procentaj, nu, noi mâncam, să zicem, și la țară și în toate părțile, că nu aveam, o dată pe săptămână, duminica, poate carne, miercurea și vinerea, majoritatea mamelor, bunicilor noastre, mătușilor care ne-au crescut, țineau post, da. Și postul însemna și fără ulei, da. După care, unele și lunea, pentru că era ziua specială care trebuie să ții post pentru ceva special, miercurea și vinerea, oricum e de la Dumnezeu, așa, și după care mai rămâne marți, joi, sâmbătă, care mâncai ceva gătit cu ulei, adică o fasole verde, o mâncare de spanac, o supă de roșii, niște fructe, niște legume, deci și pește. Peștele care la noi, printr-o minune, și nu spun, am fost contra sistemului, dar am și fugit din țară, printr-o minune, pe vremea lui Ceaușescu, noi aveam poate doi pești recomandați de toți doctorii, de la Hyman, la Andrew Weil, la toți, sardinele și macrou. Da. Care sunt cei mai sănătoși. Da. Deci, ai recomanda cumva, pe larg pentru publicul meu, că e foarte important, o dietă combinată între vegan, lacto, keto și proteină, sau care ar fi recomandarea ta? În primul rând... Scuze că a fost așa de lungă. Nu e problemă. În primul rând, dacă un om este vegan, ea spune să-și continue practica, dar să ia în considerare surse de aminoacizi de origine vegetală. Pe de altă parte, ea spune să ia în considerare surse de vitamina B, cum ar fi drojdia de bere nematurată, și așa mai departe. Asta ar fi important.
Eu nu mă, nu mă situez în situația în care un om să mănânce doar carne. Nu. Eu merg pe sistemul chinezesc care zice așa. Toate aceste produse animale, dacă le consum, să-ți fie ca niște condimente. Pentru că corpul nu poate să ducă mai mult. Este ca o sobă care, dacă îi dai cât trebuie, ea va avea o ardere completă. Dacă o supra încarți, s-ar putea să se stingă focul sau să meargă cu mult fum. Deci vei avea multe reziduri. Pentru cei care mănâncă, sunt, să zicem, carnivori. Le spune că trebuie să fie atenți, în primul rând, de unde își cumpără carne. Și le-a recomanda acest sistem pe care arabii îl propagă, se anume halal, și ar fi o idee mai bună pentru ei. Dar ce se va întâmpla? Când ei vor începe să mănânce mai calitativ, vor observa că nu mai au nevoie să mănânce atâta carne și vor ajunge în situația strămoșilor noștri. Adică, o dată pe săptămână, de două ori sau de trei ori în perioada rece, sau o dată la două săptămâni în perioada caldă. În schimb, ambele categorii, și vegani, și carnivori, chiar și omnivori, ei trebuie să aibă în minte ora la care mănâncă, cantitatea pe care o mănâncă și combinațiile alimentare. Pentru că în momentul când combin carbohidrați cu produse de origine animală, deja ai conflicte enzimatice majore. Nu te aștepta să ajungi departe. Și atunci trebuie să fii suficient de deștept să le împaci. Oameni care poate nu au timp să se preocupe de lucrurile acestea, le-aș recomanda să își consulte doctorul și să îi ceară o părere sau să ceară o părere de la un doctor care se ocupă de nutriție privind folosirea enzimelor. Enzimele sunt necesare. Pentru că noi înainte mâncam fructe pentru că luam enzime din ele. Mușcam dintr-un măr și într-un minut să negrea. Acum am mușc și peste două săptămâni la fel. Asta înseamnă că fructele nu ne mai dau enzime. Și merele de la țară tot la fel rămân. Merele de la țară. Și acelea de la țară, acum se negresc în un sfert de oră, jumătate de oră, ce înseamnă? Calitatea solului este alta. Dar noi avem nevoie de enzime. Pentru că dacă noi nu aducem enzime, toată această mâncare ne va secătui de enzime. Iar enzimele sunt recipientele vieții. Deci, Dumnezeu sau Creatorul, când a făcut ființa umană, acea energie originară de bază a omului a împărțit-o în două. O parte a pus-o, a depozitat-o în partea de jos, se anume la nivelul gonadelor, și o parte a pus-o la nivelul stomacului, mai exact zona pancreasului și zonele aferente. Și în orice sistem religios sau de practică, spune că trebuie să fim moderat în ambele părți. Nu spune că nu. Nu, să fim moderat. Adică să te asculți corpul. Deci, aș putea spune că contează ora la care mănânci. Contează cantitatea pe care o accesezi. Contează combinațiile și abia pe urmă contează cât de proaspăt este și în final contează ce anume? Mai mult vegan, mai mult sau mai mult omnivor sau lacto-vegetarian sau ce anume? Cam așa aș prioritiza lucrurile. Oricum, în viitor, este important să avem câteva lucruri la îndemână. Să avem o sursă de apă curată, să avem o sursă de proteine curată și, bineînțeles, să avem un sistem sau o formă prin care să ne monitorizăm palierele electrice ale sănătății noastre.
ori prin intermediul scanării meridianelor, ori prin alte sisteme de evaluare. Mulțumesc frumos! Următoarea întrebare, sunt sigur că cei care se uită și-ar dori să măcar să deschidem subiectul. Știu că de foarte mult și eu prin niște terapii non-convenționale și alți oameni au trecut și au dat seama că noi nu suntem doar ce credem noi că suntem aici. Și există lumi paralele, există prin diferite terapii accesul la să-ți dai seama că ești mult mai mult de atât, că ești spirit, că poate ai trăit și în alte vieți. Există mult, mult mai multe lucruri. Aș vrea să ne deschizi doar a tiny, tiny, puțin să ne vezi despre ce subiect. Când eram mic, nu prea credeam în povestea asta cu alte vieți și în cauza asta căutam să demonstrez oamenilor că nu există altă viață decât asta. Și așa am început să mă ocup prin anii 78-80 de hipnoză și apoi hipnoza regresivă până când am ajuns într-o situație prin 90 în care știam clar că omul acela nu știe decât limba română și apoi într-o anumită fază a hipnozei el începea să vorbească, să vorbească în limba greacă sau finlandeză sau italiană sau o limbă pe care nu știa. Și să povestească din perioada respectivă. Pentru mine a fost un mare șut și am zis, n-am pus problema cum trebuie. Probabil că este o amintire dintr-o genă și cumva genele în trecut au fost italiene, au fost, probabil că acolo se întâmplă lucrul ăsta. Apoi a venit un al doilea moment care m-a clarificat. Anume, am plecat în Himalaya să-mi împlinesc un vis important care a apărut în mintea mea în anii 80, citind o carte, Corona Neagră, a lui Efremov, un neurochirurg rus care a scris o serie de cărți și le-a încadrat în SF, pentru că era perioada anilor 50-56-60, când era o perioadă materialist dialectică. Și acolo vorbea despre faptul că un om, dacă vrea să se cunoască pe el, trebuie să se retragă în întuneric. Și în virtutea acestei dorințe am început să mă pregătesc, astfel încât în 2004 am plecat în zona Himalaya și am intrat în întuneric absolut. Adică pentru 4 săptămâni doar practică, întuneric și nici un pic de lumină, nici măcar o gămălie de ac. Mai nou acum au dark room. Dark room. 4 sau 7 zile, exact. Da. Și am intrat acolo, eram vreo 64 de persoane. Când am ieșit, a fost așa un lucru fantastic, pentru că mulți au ieșit pe drum, toți au fost hotărât pentru 2 săptămâni, 3 săptămâni, 4 săptămâni și când la 4 săptămâni deja erau 40 ceva de persoane care erau hotărâte să meargă. Totuși, când am ieșit, eram doi din România, eu, soția mea, și o bulgăroaică, o unguroaică, un tip din fostul DDR, și mai era un tip care fusese la beretele verzi și un indonezian. Tot timpul mă întrebam, Doamne, dar cum de-am rămas noi? Și apoi mi-am dat seama că contextul cultural și contextul social cu adevărat ne-a pregătit pentru acel moment. Nu vreau să spun că comunismul e bun sau rău, nu contează asta. Vreau să spun doar că aceasta este întâmplarea. Trăirile pe care le-am avut acolo au fost extraordinare. Mi-aduc aminte că veniseră niște ziarii de la NBC și luau interviuri celor care ieșiseră în final și 10 minute era practic interviu și mi-aduc aminte că am tot discutat, am tot povestit
aproape 2 ore. Asta era în 2004. Am văzut filmulețe, iartă-mă, de la Dark Room, Oamenii când ies, și cel mai incredibil sentiment, nu știu, vreau să experimentez și eu asta în ăsta, este că au o recunoștință, un grateful incredibil față de natură și față de ce vezi. Asta e primul lucru. Da. Și sunt câteva lucruri acolo. Când am ieșit din Dark Room, ai un echilibru pe care nu ți-l poți imagina. Deci poți să stai într-un echilibru perfect. Ai o percepție, am ieșit noaptea când era luna plină și aproape că era orbitoare lumina, vedeam toate amănuntele la firul de iarbă, sunetele, era ceva fantastic. Nici o cinematografie nu poate să reproducă ceea ce trăiești atunci. Dar în primele 3 zile, dacă te pregătești cum trebuie și ții cont de tehnicile de alchimie, canșilii și sigilarea celor 5 simțuri, apare lumina. Prima dată o vezi ca o lumină roșiatică. Infraroșu, roșu, infraroșu. Apoi, după un timp, apare lumina violet, ultraviolet. Deși eram într-o clădire cu niște ziduri imense de cărămidă și totul era ultra-izolat, adică totul era obturat. Era lumina aceea pe care o vedeai în jurul tău. A fost fascinant, pentru că pe măsură ce încerci să practici în continuare, lumina aceea începe să apară în tine. Și apare primul proces de iluminare. Primul proces de iluminare apare la nivelul bazei coloanei vertebrale, adică la nivel sexual. Și apare ca o lumină care începe să curgă prin aceste meridiane interne. Cu timpul, pe măsură ce practici, lumina urcă la nivelul abdomenului, apoi la nivelul plexului solar și în cele din urmă ajunge sus. Deci în fiecare ceacră. În săptămâna a treia spre a patra am experimentat această lumină la nivelul capului, la nivelul coroanei. Era atâta lumină încât vreau să dorm și chiar dacă instinctiv puneam perna, puneam totul să nu mai văd, era atâta lumină în interiorul creierului încât te gândeai, Doamne, unde să mă bag ca să pot să dorm. Au fost lucruri care, la un moment dat, pentru oamenii care nu au experimentat lucrurile astea, ar trebui să țină cont de faptul că în întuneric, noi aducem corpul în situația de a produce hormon pe care îi produceam când eram în burta mamei. Deci, sistemul, palierele hormonale se schimbă dramatic. Adică triptofanul, serotonina, melatonina, pinolina cresc la niște nivele exponențiale. Pentru că pinolina este cea care te ajută să poți să dezvolți capacitatea de a recepta informația și a o traduce sub formă de lumină, de sunet, de imagine, de trăire efectivă. Și la un moment dat mi-aduc aminte când, datorită acestor schimbări majore, nu mai spun pielea întinerește, corpul întinerește, totul, toate procesele minții se desfășoară la o viteză fabuloasă. Sunt mulți oameni care scapă de depresie, de anxietate, că toate astea se schimbă. Da. Și după ce ești acolo? Sunt și mulți oameni care merg pe ideea că doar să stea în întuneric și procesele se întâmplă. Poate da, poate nu. Până acum eu n-am întâlnit, dar am întâlnit majoritatea oamenilor care au obținut rezultate, au fost oameni care s-au pregătit. Și au fost încântați. Să nu uiți să mergem înapoi de la ce am pornit cu viețile. Da. Și la un moment dat experimentezi situația de vedere liberă în care vezi efectiv stelele, universul. Oriunde te uiți, vezi lucrul ăsta. După care vezi lucruri care îți dau de înțeles că noi nu suntem singura civilizație pe Pământ. Și apoi începi în practică, începi să poți să te întorci înapoi
la 3 ani, la 2 ani, la 1 an, la 8 luni, la 6 luni, să-ți aduce aminte niște momente care până acum au fost ascunse. Și apoi să retrăiești acel moment din timpul nașterii, din burta mamei, dinainte de naștere. În momentul în care începi să te întorci în trecut și îți vezi o viață, două vieți, trei vieți, îți dai seama de ceva fabulos. Că, de fapt, ai fost același, scopurile tale au fost aceleași, dar cumva pe drum uneori ai pierdut anumite teste, alteori le-ai trecut, dar a fost o creștere. Și ceea ce vei vedea e ceva fantastic, că oamenii din viața asta i-ai întâlnit și în viețile trecute. Și atunci mi-am adus aminte de ceva care tot timpul Valeriu Popa repeta lucrul ăsta. Oameni buni, noi venim în grup, plecăm în grup, ne reîncarnăm în grup, ne reîntrupăm în grup, pentru că noi avem de plătit și de încasat lucruri din trecut. Sunt schimburi care se fac, care trebuie făcute. Și asta mi s-a părut fabulos. În momentul acela au fost atât de multe lucruri și experiențe acolo, încât am zis, acum cred, acum nu mai se pune problema de linia biologică. Atât de interesat am devenit atunci, încât pe urmă am zis, trebuie să merg pe urma învățăturii, mă duc în China și acolo voi căuta profesorii care l-au învățat pe profesorul lui Mantaxia. Și voi învăța și mai mult. Și așa am făcut. Am plecat în China și acolo, într-adevăr, am avut parte de niște antrenamente și niște sisteme de pregătire extraordinar de interesant. Doctorul Dulcan, aici la mine în podcast, spunea că dacă eu pe stradă trec doar pe lângă tine și te văd o singură dată în viață, poate în alte vieți nu prea am avut treabă unul cu altul. Dacă eu cu tine în viața asta avem contact zilnic, dacă ești nevasta mea, iubitul meu, iubita mea, tata, mama sau cineva, sau și cineva care suntem într-o viață de prietenie foarte mare, înseamnă că în alte vieți ai fost cineva în viața mea. Iarăși, tata, clar, copil, mamă sau clar. Ceva. Părinții noștri, copiii noștri, soția sau soțul, frații, surorile, deci toate această linie de sânge, clar, într-o altă viață noi am fost, poate roluri diferite, dar am fost. Și noi avem multe de împărtășit, multe de partajat, multe de echilibrat. De aceea, așa cum natura renaște în fiecare primăvară și intră în adormire în fiecare toamnă, consider că și omul este la fel. De fapt, cineva a spus... Dar este omniprezent întotdeauna. Da. Doar cineva a spus, nimic nu se pierde, nimic nu se naște, totul se transformă. Totul se transformă. De aceea noi spunem că suntem ființe care trăim prin transmutare. Suntem în această transmutanță. Și de aceea contează foarte mult să înțelegem că un retreat, o retragere în camera întunecată sau într-o tabără, într-o tabără care te izolează pentru un timp de 7 zile, 7 de zile, te izolează de factorii care te dau mereu în relație cu tine și te implică în acțiuni noi, descoperă în tine lucruri fabuloase și când te întorci din acest retreat, aproape că ești un alt om. Și este poate o experiență care merită trăită. Dacă noi ne aducem aminte de Iorga, el a spus așa, cu fiecare țară pe care o văd, cu fiecare limbă pe care o învăț, eu mă mai nasc o dată. Adică mă multiplic. Și un profesor de-al meu, la un moment dat, mi-a zis, eu vreau, zic, cum fac să încep, să mă transform? La care zice, va fi o tabără în vară, vin acolo și vei înțelege, dar nu pot să fac acasă? Nu. Dar de ce? Îți trebuie un alt loc, un alt timp, un alt program,
o altă relaționare. În felul ăsta vei cunoaște părți din tine pe care până acum nu le-ai văzut. Și am zis, wow, și am făcut lucrul ăsta. Și nu regret. Adică chiar am meritat. Mai am doar câteva întrebări. Niște experiențe puțin mai terapeutice, puțin mai diferite. Am văzut că, că noi avem această innate înăuntru nostru, această frică de moarte, până depășești momentul ăla al întunericului și odată ce depășești momentul ăla ești conștient, sau nu conștient, nici nu știu care e cuvântul să spun, că de fapt tu ești, dar tu nu mai ești. Adică și atunci nu că scapi cumva de frica de moarte, dar cumva îți dai seama că tu ești întotdeauna. Ești același. Da. Există un doctor extraordinar, Elizabeth Kubler-Ross, care a scris foarte multe cărți despre procesele ce apar înaintea morții. Este poate unul dintre cei mai bine pregătiți oameni de știință din vest în pregătirea oamenilor dinainte de a muri. Recomand cu tot dragul cărțile lui. Tu asta era întrebarea, adică de ce există această frică de moarte, când de fapt noi suntem vii non-stop. Noi venim dintr-un loc extraordinar. Noi suntem aici pe pământ pentru a antrena cu ajutorul a trei instrumente. Corpul fizic, materia, somnul și uitarea, această conștiință, acest spirit. Și noi suntem aici ca într-un fel de tabără. Și lucrurile sunt de o complexitate extraordinară. Pentru că venim aici, ne naștem într-o familie, ne facem o familie, avem copii, avem părinți, avem diverse hobby-uri, diverse ocupații. Cu toate acestea, noi trebuie să ne ocupăm de dezvoltarea noastră. De aceea mereu spun oamenilor, ai trecut de 45, de 50 de ani? Da, bucură-te, copiii sunt mari, ai un status social, ai o experiență de viață și deja a venit și momentul tău. Adică poți să începi să te ocupi de tine. Ăsta e momentul tău, ți-a venit și ție timpul. Ai făcut toate celelalte, acum e timpul să te ocupi de tine. Deci, frica de moarte este o frică de noi înșine. Este o frică de adevăr. Pentru că noi am fost condiționați să credem că trăim doar o viață, să credem că viața este doar aici, să credem că trebuie să ținem cu dinții doar de povestea asta, și așa și este, trebuie să ținem cu dinții, dar trebuie să privim acest lucru, această trăire într-un context mult mai larg, adică într-un fel de puzzle. Și noi suntem o piesă din aceste sute de piese care compun imaginea globală a noastră. Deci, noi avem nevoie să devenim conștienți. Ce se întâmplă cu noi în timpul somnului? Să devenim conștienți cum în timpul somnului noi, ca suflet, ne desprindem, plecăm și mergem, ne luăm foaia de drum, venim pe pământ și îndeplinim ordinele. Noaptea noi învățăm și primim tot ceea ce facem în ziua respectivă. De aceea unii au fost foarte deștepți. Au zis, ha, mă duc cu cererea înainte de a mă culca, o pun acolo, ajung acolo sus, îmi găsesc răspunsul, vin și gata, am creat invenția. Mendeleev, tabelul lui Mendeleev. Darwin. Și mulți, mulți. Darwin cu fosila exact, aceea care nu putea exact, să... Exact, toate invențiile. Asta este cum conștiința colectivă, nu? Henri Coandă a spus așa. 98,5% din invenții se încadrează în acea situație în care întâi a apărut invenția și oamenii de știință au muncit să creeze o teorie sau o axiomă care să susțină acea invenție. Dar nu acoperă decât foarte puțin. Și de fapt invenția este un răspuns pe care l-ai accesat când te-ai culcat cu întrebarea în somn, ai plecat cu ea și ai găsit răspunsul, ai venit și ai materializat-o. Un profesor... Deci, nu este a ta, este mai mult doar că tu
ai avut deschiderea necesară prin care să o grabe, prin care să o preiei de acolo, cumva. Toate răspunsurile sunt la diverse nivele. Pentru noi, misiunea este să ne întindem antena în așa fel încât să putem să preluăm răspunsul cel mai potrivit pentru noi. Tot prin ridicarea conștiinței și a vibrației. Exact. Un profesor de-al meu, doctor Nakamats, este un japonez, este poate unul dintre cei mai mari inventatori ai Pământului. Prin 2004 avea vreo 3600 de patente înregistrate și când vă uitați la calculator, mouse, floppy, CD-ROM, DVD-ROM, toate lucrurile astea sunt invenția lui. El le-a vândut către IBM, IBM-ul le-a difuzat în întreaga lume. Și el, când era întrebat cum poți să inventezi atât de multe lucruri, el spunea, mă cobor într-o situație în care să-mi ridic vibrația la maxim. Și ce făcea el? Își făcuse un fel de caiet pe care se poate să scrie sub apă, se scufunda într-un bazin cu apă și stătea acolo și ținea respirația. Pleca cu întrebarea, își ținea respirația și la un moment dat creierul zicea, ăsta moare, ce vrea? Vrea asta, hai să-i dăm. Și îi dădea și el scria repede acolo, pac, ieșea, aia era invenția. Și de la el am învățat un truc. Și trucul acesta m-a ajutat foarte mult în facultate. Pentru mine, facultatea de medicină generală a fost după vârsta de 40 de ani. Înainte făcusem pedagogie, sociologie, psihologie, dar mă gândeam, Doamne, cum să fac față? Pentru că e un volum mare de informație. Și atunci făceam așa. Îmi puneam telefonul și ziceam așa, la fiecare oră trebuie să-mi țin respirația, să ajung să-mi țin respirația un minut jumate. Și un minut jumate apăsam să mă cronometram. La început începeam cu 20 de secunde, apoi 30, 40, un minut. După un minut jumate, creierul zice, ăsta moare, trebuie să dăm drumul la nutriere, la oxigen, la energie. Și timp de o oră, tu primești nutriente, energie, oxigen de trei ori mai mult decât în viața de zi cu zi. Și în felul ăsta am reușit să dezvolt o capacitate de a putea asimila informația, de a putea să o înțeleg, de a înțelege mecanismele bolilor, de a înțelege unde anume acel mecanism s-a defectat, cum se poate repara, cum poate fi corectat. Și m-a ajutat extraordinar de mult trucul ăsta și când mai am impasuri, întotdeauna îl aplic. Și la fel, aplic trucul ăsta când am de-a face cu VIP-uri care vin și vor să-ți facă o evaluare și e dita mai magnatul, dita mai omul de știință, artistul, e ultra faimos. Și atunci eu aplic cu el probagentia. Probagentia este acea probă pusă la punct de neurofiziologul respectiv și anume, ok, inspirăm, expirăm, dăm tot aerul afară și cât poți să ții aerul fără să inspiri pe gol, cât poți să ții respirația fără să inspiri și îl cronometrezi. 10 secunde, 20, 30, 40, 50, când nu mai poate, ok, respirăm de voie, ne odihnim și abia atunci îl pun să facă partea de evaluare. Pentru că atunci tot acest sindrom VIP, pentru că ce înseamnă asta? Toată energia pe care o are în organe, el o scoate la înaintare ca să susțină o imagine. E ca și cum e mâncarea copiilor ca să o duci pe stradă să arăți cât ești de bogat. Și în momentul în care l-am trecut prin acest procedeu, el nu mai poate să se ascundă, să susțină această imagine VIP. Și în momentul acela apar toate problemele lui. Și spun, asta, wow, dar cum de știe aparatul ăsta? Păi el te-a citit pe tine, tu știi lucrurile astea. Deci, iată că noi trebuie să depășim frica de moarte prin a experimenta mica moarte,
Și mica moarte noi o experimentăm când ne relaxăm, când medităm, când ajungem să ne separăm. Apare acea separare. Uneori când meditezi la început, ai senzația că parcă corpul e așa și tu ești așa. Se zice că nu ai intrat în corp perfect. După un timp, separarea când ești întins, la un moment dat te trezești că ești în afara corpului. Apoi, după un timp, experimentezi ieșirea și intrarea. Toate aceste procese fac parte din a ne vindeca de frica de moarte. Și în acest sens, recomand o carte extraordinară a lui Jack London, și anume Temnița profesorului sau Rătăcitor printre stele. Are două denumiri, una e apărută mai de mult, alta de aceeași carte. Și în această carte veți găsi multe răspunsuri despre frica de moarte, despre celelalte vieți ale noastre, despre cum să te dedublezi, cum să experimentezi decorporarea. Cu toate că e scrisă de un om care e scriitor. Jack London a scris, Martin Eden a scris, Colț Alb, a scris o mulțime de cărți extraordinare. Merită citită. Mulțumesc mult, Adrian. În încheiere am o întrebare. De obicei asta pun tuturor invitaților mei, dar ți spun două întrebări. La bază suntem toți iubire, așa cum ai spus. La bază noi suntem lumină. Dincolo de iubire există emoții mult mai puternice. Dincolo de iubire există compasiune. Compasiunea este un cumul al tuturor emoțiilor bune ale noastre. Iubirea poate să deschidă doar un om care are lipsă de iubire. De aceea uneori zici, da, i-am dat iubire, dar nu s-a întâmplat nimic. Nu s-a nimerit. Nu avea nevoie de iubire, avea nevoie de blândețe, avea nevoie de bunătate, avea nevoie de curaj, avea nevoie... Și tu spui, i-am dat iubire. Dar dacă în acest vas alchimic, inima ta, adaugi curaj, dreptate, bunătate, deschidere, comunicare, claritate, blândețe, gentilețe, deci creezi un melanj, un amestec care se numește compasiune. Compasiunea este ca și un spăraclu, deschide toate ușile. De aceea spunem că compasiunea este cu mult peste iubire. Mulțumesc, da, mulțumesc. Noi suntem compasiune. Compasiune. Și întrebarea pe care pun tuturor... A nu se confunda cu compătimire. Da, sau cu empatie. Întrebarea pe care o pun tuturor este asta. Să zicem că peste 100, 1000, 2000 de ani, undeva într-un metavers, undeva într-o realitate virtuală, cineva o să uite la noi. Și o să-l vadă pe Damian și pe Caranta aici în acest podcast, sau cum o să fie atunci, cineva care vrea să acceseze informația asta. Care ar fi, din cumulul experiențelor acumulate de tine și din tot ce ai citit și tot ce ai studiat, care ar fi un citat al lui Caranta, nu citit de la cineva, sau o recomandare al lui Caranta pentru oameni? Timpul este cel mai mare dar pe care Universul, Dumnezeu sau Creatorul l-a făcut către noi. Timpul este cea mai teribilă valută existentă la ora actuală în sistemul nostru galactic. Și a spune așa, prețuiește timpul și transformă-l ca să poți să parcurgi toate cele 72 de trepte ale transformării. Și o să mă explic foarte puțin. Există într-adevăr un DVD care se vinde la cartea spirituală, parcă.ro, al șaselea simț. Acolo explic mult mai mult. Dar acum, noi ne naștem cu un timp. Și timpul ăsta, noi ne pregătim ca să putem să-l transformăm în bani. Și mulți rămân cantonați. Alții știu că au nevoie de ceva mai mult decât bani. Și încep să caute prilejuri de a socializa.
Unii sunt prinși doar de frenezia momentului, dar alții înțeleg că socializarea este locul și timpul în care poți să-ți faci relații. Deci iată că relațiile bat bani și timpul în spatele lor. Și tu investești timp, bani și relații pentru a merge mai departe. Mulți rămân aici. Am mai scăpat de o parte. Ei merg mai departe și ajung la ceea ce se numește informație. Informația bate relația. Și alții merg mai departe și ajung la ceea ce se numește partea spirituală, tehnologiile protoistorice. Și unii rămân ancorați aici și folosesc aceste tehnologii pentru a se simți bine, a fi mulțumiți, a face o mulțime de lucruri. Dar alții merg și mai departe și dezvoltă abilități extrasenzoriale. Gândește-te cât de minunat. Tu ai ochi și vezi, ai urechi și vezi, ai nas, ai gură, ai toate cele 5 simțuri. Și când mă uit la tine, văd semnele care îmi spun că ai dezvoltat extra simțuri, partea auditivă, probabil că palierul de auz, de procesarea sunetului este cu mult peste normal. Deci, iată că acest palier îți permite să ieși din anonimat. La nivelul ăsta la care oameni dezvoltă extrasimțuri, înseamnă a dezvolta căi de comunicare, de receptare a informației la nivele la care noi nu visăm. Și mă opresc la palierul 6 și zic până la 72, oamenii mai trebuie să caute. Ce este această șcară? Seamănă cu șcara lui Iacob, dar de fapt este o șcară a prosperității. Și prosperitatea începe cu timpul și se termină cu timpul. Mulțumesc, deci, asta este ceea ce aș putea spune omului, să-ți prețuiască timpul. Mulțumesc mult, Adrian. Multă, multă apreciere, pace, lumină și iubire. Asemenea tuturor. Îți mulțumesc mult. Numai bine.